Ei, AI aiul ar putea înlocui între 5 și până la 10% din locurile de muncă ale unei companii, arată studiul PricewaterhouseCoopers. Invitat în studioul News, ministrul digitalizării Bogdan Ivan a ținut să îi liniștească pe români. Scenariul Terminator pe care l-am văzut mulți dintre noi în filmele cu Arnold Schwarzenegger cred că ne, ne duce cu gândul la, la, aceste, la aceste teorii. Numărul de joburi care vor fi create în urma aplicării noilor tehnologii va crește automat.